Doamnelor și domnilor, din studioul din Crângaș, vă prezentăm The Casual Friday Podcast cu Alin Florescu și tânărul Sergio. Podcastul ăsta e despre orice și podcastul ăsta are de toate. Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast. Sunt aici cu Mădă. Ce faci, Mădă? Bună, bine tu? Bine, ce trebuie să știți voi este că Sergiu s-a mutat și a luat bagajele și a plecat, iar acum încerc să-mi refac viața cu Mădă. Mădă este my rebound. Înseamnă că nu sunt definitiv aici. Da, evident. Te folosesc. Ok. Și cum te simți în legătură cu asta? Folosită. Adică de bine sau de rău? Nu știu, nu am nicio părere. Aoleu. Mădă, femeia perfectă. Da. Căutați-mă, scrieți-mă. Localizați-mă. Da, mă, despre ce... Sincer, eu nu știu exact despre ce o să vorbim azi. Ideea e că sunt cumva încă debusolat de faptul că am fost părăsit în mod brutal. Și aș vrea să zic intempestiv, dar de fapt am avut un preaviz din partea lui Sergiu de vreo 3 luni și teoretic ar fi trebuit să mă obișnuiesc cu ideea că pleacă, dar nu m-am obișnuit niciodată. Îmi pare foarte rău, da. Dar eu sunt aici pentru... Speram să se răzgândească în fiecare clipă petrecută împreună. Am încercat să fac, cum să zic, să make the best of what was left, ultimele clipe petrecute aici, sper că au contat și sper că na, și pentru el a însemnat ceva toată chestia asta și na, nu știu, poate viața la un moment dat o să ne mai aducă împreună. Sergi, vei rămâne sufletul nostru. Da, cum era... melodia aia. Nu, da. Cum era, fii atentă, la Iartă-mă, la emisiunile alea sau la surprize, ceva de genul, când o punea, când îl punea pe ăla, strig-o pe Rodica să vedem dacă vine. și ăla striga Rodica și Rodica venea sau nu venea de obicei, mă rog, depinde de Rodica. Așa că... Strigă și tu pe Sergiu. Da, o să-l strig și eu. Mă mai uit așa din când în când spre ușă și strig. Sergiu? Și Sergiu nu vine. Și Sergiu, mă rog, s-a mutat teoretic la vreo 3 stații de 41 de mine. Aproximativ aproape. Adică dacă vreau neapărat, în 10 minute putem să ne vedem. Dar, nu știu, mi se pare că nu este sănătos pentru mine să mă văd acum în perioada asta cu el, că na, încă e super proaspătă despărțirea și mi se pare că nu mi-ar face bine, pur și simplu. Adică, asta cred. Sau poate Sergiu nu vrea să te mai vadă niciodată. Încă m-a chemat acum să vede în România la meci și gen, l-am refuzat pentru că na, nu. Și am zis să nu mai înscrie, că îmi face rău. Și are toate semnele unei despărțiri. Înainte de podcast am mâncat o înghețată. Mă, dar chiar. Mi-au luat 4 înghețate aseară. Fără exact. Nicio jenă. Exact. Și nu m-am uitat la preț. Că, na, vorba aia. Nu mă uit la bani. Și erau mai scumpe decât mă așteptam, dar asta e, frate. It didn't make a dent. Deci ok. Mănânc, am început să am exact obiceiurile alea proaste de femeie părăsită. Nu mai duc la sală, mănânc compulsiv. Nu crezi? Nu pare, știu. Mănânc aiurea, nu dorm bine, sunt recalcitrant, sunt, cum se zice, irascibil. Dar cred că o să trec peste asta la un moment dat. Hai. Trebuie să fii puternic. Da, o să fiu puternic. Sergiu, întoarce-te acasă. Please.
Da. Nu, dar suntem ok. Ideea e că nu-mi place acum că gen stau singur. Asta, adică eu n-am stat singur practic niciodată în toată viața asta. Adică de când am stat cu părinții și ok, să zicem că la un moment dat nu i-am mai suportat, că na, eram în anii aia și voiam să nu îi văd. Dar nu-mi place deloc să stau singur, mai ales că în facultate am stat 4 ani la cămin. Și la cămin, na, stai cu încă 3 oameni în cameră, în 20 de metri pătrați. Care 20 de metri pătrați? Mai puțin metri pătrați. Și e tot timpul interacțiune umană, e tot timpul conversație, conflict, poate tot timpul să poate isca o petrecere așa random din neant. Și cumva te ține în priză chestia asta. Așa mi se pare că e prea goală casa, e prea mare. Doar pentru mine. Și când stai singur, de exemplu, și chemi invitați la tine sau, mă rog, whatever, chemi prieteni pe la tine, trebuie să te ocupi de ei cumva. Da, înainte Sergiu se ocupa de asta. Înainte puteam, adică fie se ocupa Sergi, fie mă ocupam eu. Ideea e că dacă n-aveai chef de oamenii ăia la un moment dat, tu ce ești, te culcai și rămâne celălalt de serviciu. Știi, așa acum trebuie să-mi asum cumva faptul că dacă chem niște oameni pe la mine la un moment dat, s-ar putea să mi se ia de ei și gen trebuie să le zic, băi, gata. Mi se pare, adică sunt chestii valide și, mă rog, cu Sergiu era super ok că aveam și același grup de prieteni și, na, se lega. Dar acum, hai. Aoleu, gata. Da, nu mai gata, asta. cam asta a fost, o să încep o viață nouă, acum o să-mi găsesc pe altcineva. De fapt, mi-am găsit pe altcineva, dar, na... Există cumva un delay, un decalaj între perioadele astea și o lună cel puțin o să fiu singur. Și aia. Adică probabil singurele suflete de pe aici vor fi invitații de la podcast și mădă, dacă o să mai chem vreodată. Pentru că m-a supărat foarte tare, dar nu mai intru în detalii. Am întârziat. Am întârziat, da. Ce s-a mai întâmplat interesant în ultima vreme? A, mi se pare că v-ați luat super aiurea cu Ana, cu tipa poliamoroasă. Se pare că v-ați aprins așa super aiurea în comentarii la chestia asta. Și mi se pare că v-ați aprins super aiurea din două motive. În primul rând că n-ați ascultat podcastul 100% sau cel puțin nu cu atenție sau cel puțin nu până la capăt. Pentru că dacă l-ați fi ascultat, Ar fi fost cumva, ar fi avut altă părere despre toată interacțiunea asta. Și ați fi văzut cumva că tipa n-a încercat să spună vreodată că toată lumea ar trebui să fie așa, toată lumea ar trebui să o ardă cu toată lumea și așa. N-a zis că este cel mai bun model de relații, whatever, n-a zis că se potrivește oricui, n-a zis că toată lumea poate să facă asta. Și, na, cam atât, adică, cumva, ceea ce trebuia să se înțeleagă din podcastul ăsta și ceea ce voiam eu să se înțeleagă, de fapt, era că, bă, uite, există niște oameni care trăiesc într-un fel super diferit față de cum trăim noi și cum am fost învățați să trăim și într-o anumită măsură ne iese și sunt aparent fericiți și e ok și na, e cu tot o altă dinamică, poate pentru unii merge, habar n-am, pentru mine, după cum am zis, probabil că n-ar merge, pentru majoritatea oamenilor probabil că n-ar merge, dar mă rog, ideea e că există chestia asta și am vrut să o prezint din perspectiva unei persoane care practică asta. Ok. Și na, e cel puțin interesant ce se întâmplă acolo. Adică din perspectivă sociologică, whatever, ce vreți voi, cuvinte complicate, cel puțin din punctul ăsta de vedere nu puteți să spuneți că nu e interesant. A, că da, este împotriva moralei creștine 100%, este împotriva normelor sociale
care am fost crescuți de mici și bla bla bla, 100%. Face rău cuiva? Greu de zis, puțin probabil. Sau mă rog, cum să zic, în niciun caz nu vă face rău vouă, asta e clar. Și acum să fim serioși, de când am început să ne plângem că sunt anumite femei care, cum să zic, au un apetit sexual mai pronunțat. De când am început să ne plângem de chestia asta? De când am început să ne plângem despre faptul că anumite femei nu numai că acceptă, dar le place ideea ca tu să umbli cu mai multe femei? Adică, gen, de ce ar trebui să deranjezi asta pe cineva? Nu înțeleg. Dacă ți se pare că nu ai vrea ca femeia ta să o ardă așa, nu ai vrea ca femeia ta să aibă mai mulți parteneri sexuali în același timp, nu te combina cu ea. Sau, dacă afli după aia că e așa, aia e, man, fă o zdreanță, dă-i papucii. Dar în momentul în care altcineva alege să trăiască așa, gen, nu văd nicio problemă cu asta, adică, man, what the fuck, fiecare are, fanteziile, whatever, fetișurile, comportamentul sexual, atâta timp cât nu vine peste tine sau peste, ordinea ta socială, whatever, nu văd absolut nicio problemă cu asta. Sigur, again, n-aș putea să fac asta. Anumiți oameni pot. Aici ar trebui să se termine discuția. Nu văd că... ok, să zicem că în momentul în care apare un copil, lucrurile se complică foarte mult. Că, din motive evidente, n-are rost să intrăm în detalii. Atunci poți să zici că da, există cumva o persoană care este afectată în mod direct de stilul ăsta de viață. În schimb, ca orice stil de viață, orice stil de conviețuire, orice fel de regim matrimonial, nematrimonial, whatever, produce anumite, are anumite probleme inerente. Adică toată lumea știe care a crescut cu părinți, sper că toată lumea a crescut cu părinți, că niciun fel de relație nu e 100% lapte și miere. Adică da, ok, unii ați avut noroc de părinți mai ok, și eu printre voi. Mersi mamă și tată că mi-ați dat o educație și m-ați crescut super ok, forță. Nu pot să zici că nu s-a întâmplat nimic care să te marcheze în copilărie. Poate părinții tăi se certau, poate măta mai bea, poate... Tactul mai bea. Poate măta te mai bătea, poate, nu știu, adică chestiile astea se întâmplă în orice. Acum că, când ești mic, observ că, vin foarte mulți oameni la tine acasă, că maică ta se pupă cu mai mulți bărbați, că taică tu se pupă cu mai mulți bărbați, asta cumva iese din sfera stilului ăsta de viață, că nici părinții tăi nu făceau sex de față cu tine, la fel cum nici ea probabil că nu fac sex de față cu copiii. E cumva cumva se pornește de la premisa că nu se întâmplă nimic în fața copilului, că aici deja sunt alte probleme, nu mai ține de poliamorie, ține de infracțiuni de corupere a minorilor și whatever. Nu știu dacă am fost foarte coerent pe tema asta, dar înțelegeți voi. Ideea e că, sunt unii oameni care trăiesc așa. Te deranjează? Nu, n-ar trebui. Și cam atât aștept despre tema asta. Ce s-a mai întâmplat zilele astea care a fost interesant și am vrut oarecum să comentez și n-am vrut în același timp? A fost faza cu Lorena Lupu. Știi faza cu Lorena Lupu, mădă? Că a făcut Micuțu mișto de ea? Lasă cu faza cu Micuțu, că i-au făcut poză în metro. Ai văzut faza? Cred că am văzut-o și maică mea. Da, deci cumva a devenit foarte virală pe internet o poză cu Lorena Lupu în metro. În caz că nu aveți internet acasă și mă vedeți, la cinematograf. Lorena Lupu a fost una dintre invitatele mele la podcast și, mă rog, e actriță, e blogăriță, ce vreți voi. A fost la iUmor, a dobândit un fel de faimă, whatever. A făcut o reclamă la videochat în care vorbește ea cu vocea ei naturală, care este un pic mai groasă decât de obicei. Decât, the average woman.
ca să zic așa. Drept pentru care Andy Moisescu și cu Micuțu au făcut mișto de vocea ei, a devenit foarte virală treaba. Destul de amuzant dacă mă întreb pe mine, adică na, era greu să nu râzi la chestia aia. Și s-a dus virală și evident și popularitatea Lorenei a atins cote noi. Drept pentru care a început să fie oarecum o persoană publică și a început lumea să-i facă poze pe stradă, în metrou, whatever, și a devenit virală o poză cu ea în care stătea într-o poziție absolut neflatantă în metrou. Sigur, ni se întâmplă oricui să stăm în poziții neflatante și ar fi deranjant să ne facă cineva poze în situația asta. Chestia e că, mă rog, a devenit mult mai virală decât mă așteptam. Adică nu se întâmplă nimic spectaculos în chestia aia, doar o persoană care stă în metrou și se strâmbă într-un fel. Din nou, ceea ce a făcut să fie virală chestia asta nu a fost neapărat poza în sine, că poza sigur nu s-ar fi dus atât de departe dacă nu... Era descrierea. Nu, dacă nu era alimentată cumva de reacția ei la chestia asta. Ea a avut o reacție foarte, cum să zic, ea a făcut cumva, e greu să zic că a făcut din țânțar armăsar. Din nou, e o chestie absolut ciudată să devii faimos cumva, n-aș vrea să zic peste noapte că ea e în domeniu de foarte mult timp, dar să devii cumva faimos dintr-o dată așa, mult mai faimos decât erai ieri. Și să înceapă să te pozeze lumea pe stradă. E super, super fucking scary și n-ar trebui să se întâmple asta. Într-o societate normală, da, n-ar trebui, nu. De fapt, într-o lume perfectă, că peste tot le face lumea poze vedetelor. Dar într-o, cum să zic, într-o lume perfectă nu ți-ar face lumea poze pe stradă. Ok. În lumea reală, dacă devii faimos și whatever și cineva te vede în public, îți face poză și arată la toată lumea. Hei, uite, am văzut-o pe Lorena. E o chestie care nu e neapărat ok, dar se întâmplă și în principiu când intri în viziunea, în vizorul publicului, îți cam asumi chestia asta. Adică e unul dintre downside-urile celebrității. La fel cum Michael Jackson nu putea să se ducă la magazin să-și ia un lapte praf, nici Lorena nu poate să meargă cu metrou fără să-i facă lumea poză. Aiurea, dar așa e, man. Și mi se pare că tu ca persoană publică, whatever, în momentul în care pățești chestia asta, trebuie să o joci într-un fel să se vadă că, adică să ascunzi faptul că ești extraordinar de deranjată de chestia asta și speriată și whatever. Pentru că dacă faci asta, oamenii care ți-au făcut poze nu o să se oprească pur și simplu la amenințările tale cu datul în judecată și chestia asta. Din contră, o să facă și mai tare, pentru că așa funcționează bullying-ul ăsta. Gen, dacă îl bați pe unul, sau dacă îi faci, dacă îl bullying-uiești pe unul, din nou, mă deranjează foarte tare că bullying n-are corespondent în română, pentru că, din nou, niciodată în istoria noastră nu mi s-a părut ăsta o problemă, deci, practic, nu ne-a interesat niciodată să inventăm un cuvânt pentru asta. Și în momentul în care cel pe care tu îl bullying-uiești are o reacție care, cum să zic, e spectaculoasă, tu încerci din ce în ce mai mult să-l bullying-uiești ca să obții din nou reacția aia. E, la fel și aici. Dacă a apărut o poză cu Lorena și Lorena s-a suprat foarte, foarte tare și a început să înjure în stânga și în dreapta și bla, 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 în stil caracteristic și absolut normal, evident că toată lumea a făcut și mai rău. Toată lumea a interpretat chestia asta că, ba, uite o sursă super tare de umor cu care putem să ne amuzăm câteva zile. Sigur, pe seama Lorenei. Aiurea, dar s-a întâmplat. Dacă aș fi fost Lorena și mi se întâmpla ceva de genul, în mod clar n-aș fi avut reacția asta. Dar ideea e că abia așteptai să-ți facă ăștia poze. Da, chiar, frate. Vei! Uite-l pe băiatul de la Casual Friday Podcast. Perfect. Ideea e că tu ca vedetă e foarte greu să-ți alegi cum o să fii percepută de public.
cumva chestia se întâmplă, adică ok, Lorena a devenit, de la faza cu micuțul, Lorena a devenit o memă. În momentul în care ești o memă, poți să te superi că ești o memă și să faci în așa fel încât să scapi de titulatura asta, ceea ce o să atragă și mai multe meme, o să devii și mai memă. Ei, nu poți să te bați cu chestia asta, nu poți să te bați cu internetul. Adică internetul e cumva un organism viu și care acționează de capul lui, adică nu poți să îi spui tu cum să se comporte. Și ce ai de ales, să încerci să combați titulatura de memă sau ai de ales să ți-o asumi și să vezi cum o folosești în avantajul tău? Practic, faptul că devii viral într-o anumită perioadă te poate ajuta să monetizezi chestia asta dacă ești în domeniu. Acum, ok, perversul de pe Târgu Ocna nu putea să monetizeze, sau mă rog, putea să monetizeze chestia asta o perioadă, să mulgă celebritatea obținută în urma unui clip viral, eventual, nu știu, cerând bani să apară la o emisiune, că bă, uite, ăsta e super hot acum, hai să vină la noi, da, dă-mi și tu acolo de o bere. Putea să facă chestia asta. Și astfel ar fi monetizat faptul că a devenit o memă. La fel și Lorena, în loc să se supere foarte tare și să bla 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 că ei au făcut mișto de vocea ei, putea să facă în așa fel încât să, nu știu, să, habar n-am, să facă reclamă la gilet masculin, de exemplu. Să facă, nu știu, habar n-am, orice-ți vine în minte. E foarte greu în momentul în care cineva face mișto de tine, cineva nu te ia în serios, să te superi foarte tare și să zici, ba, ia-mă în serios. Pentru că ăla nu o să te ia în serios în continuare, să facă și mai mult mișto de tine. Așa că tu cumva trebuie să profiți de atenția pe care ți-o acordă toată lumea în favoarea ta. Exact. Deci, în cazul ăsta, mă rog, trebuie să îmbrățișezi titulatura de memă și să vezi cum faci de acolo. Și asta, mă rog, să vezi cum faci ține de fiecare. Acum, nu vă învăț eu marketing, că eu sunt avocat. Păi și pe cine vrea să dea judecată? Pe micuțul sau pe aia din metro? Păi pe aia din metro, că... Păi și cine a făcut poza? Habar n-am. Mă rog, să știi cine a postat-o prima oară, dar nu știu cine a făcut-o. Ideea e că da, e 100% ilegal să faci poză cuiva chiar și într-un spațiu public și să-i reproduci imaginea fără acordul ei. A, da? Da, e, adică nu e un dubiu în privința asta. E un, adică eu am fost mirat de faptul că ea nu a văzut asta venind. Adică ea a fost surprinsă de faptul că îi face lumea poze pe stradă. Nu înțeleg cum asta, știi? Adică, bă... A apărut într-o reclamă. Ea a fost reclama aia pe YouTube câteva luni de zile. Încă e, sigur. Dar, mă rog, din nou, cu celebritatea vin și chestiile astea. Sunt ok? Poate că nu sunt ok, dar vin. Deal with it. Ca un adult. Practic, când tachinezi pe cineva, când faci mișto de cineva... Îl încerci să vezi cum reacționează la chestia asta. Dacă reacția este una spectaculoasă, o să faci asta la nesfârșit. Adică dacă poți să te amuzi pe seama reacției, e extraordinar. O să continui să faci asta. Dacă reacția cumva pune în valoare persoana respectivă, nu o să mai faci asta. De exemplu, dacă cineva face mișto de mine pe stradă și eu îi dau o replică și ajung să fac eu mișto de el, evident că a doua oară nu va mai veni la mine să facă mișto de mine. Dacă cineva face mișto de mine pe stradă și eu încep să plâng sau, nu știu, mă oftic super tare sau fac ca trenul, să mă dau cu capul de pereți, evident că o să fac asta în continuare pentru că e super amuzant să-l vezi pe unul cum dă cu capul de pereți. Cam asta e pe scurt chestia, știi? Adică, bă, deal with it. Și deal with it, într-un mod care să te avantajeze. Deci nu ăsta. Ești de acord, Modă? Da, nu înțeleg de ce atacați. Nu era ca și cum... Ea nu voia să fie cunoscută, nu? Da, ea voia să fie cunoscută, să fie luată în serios ca o artistă extraordinară ce e. Adică, nu știu, habar n-am.
Shit happens. Și că mi-au mai rămas gen 5 minute așa de cheltuială, o să vorbesc, bineînțeles, despre UFC 242 care o să fie în weekend și o să fie super blană și se bate Khabib Nurmagomedov, neînvins 27-0, cu Dustin Poirier, care de altfel este de câteva meciuri de asemenea neînvins, este the interim champion, are și el centură pe el și se lasă greu, cum se spune, duminică dimineața. Meciul o să fie undeva duminică dimineața pe la 7. Și să vedem cine câștigă. Și ai putea să te uiți la meciul ăsta ca la un meci clasic de striker versus grappler și să spui așa foarte lazy, să spui foarte lazy că, bă, da, Dustin Poirier e un striker foarte bun, dacă meciul rămâne în picioare câștigă el, dacă Khabib Nurmagomedov încearcă, adică reușește să-l pună la pământ, o să își folosească ground and pound, o să folosească submission, o să-l bată, o să whatever. Este un mod foarte lazy, foarte leneș de a te uita, de a te analiza un meci. Sunt mai multe chestii care trebuie luate în considerare. În primul rând, Khabib nu s-a mai bătut de un an. Nu s-a mai bătut de la meciul Conor McGregor, că a fost suspendat, că bla bla bla. Khabib a pierdut o rundă toată viața lui, Conor McGregor. E de luat în considerare chestia asta pentru că în momentul în care te crezi invincibil, tinzi să înceapă să ți se cam rupă. Tinzi să nu mai ai neapărat antrenamentul atât de în serios și să te culci pe ureche. Sigur, Khabib pare genul de om care nu face asta. Pare genul de om super modest, religios, nu este deloc infatuat, nu pare a lua de bună chestia că e 27-0 neînvins, whatever. Altă chestie care trebuie luată în considerat este că Khabib taie foarte multă greutate și Khabib a reușit să nu facă cântarul de vreo 4 ori. Din nou, nu zic că n-o să fac cântarul acum, zic că e o chestie de luat în considerare. Sau dacă faci cântarul, cât de slay de putere o să fie. De luat în considerare. Altă chestie de luat în considerare la meciul ăsta ar fi că ăsta, Khabib, el stă în Dagestan, în Rusia, și se antrenează în America. Gen la 22 de ore cu avionul sau ceva de genul. Și asta poate să-l afecteze. Sigur, s-a antrenat și până acum acolo, dar na, la un moment dat vine nota de plată. Nu știu. Sunt chestii de luat în considerare. Apoi, trebuie luat în considerare faptul că Dustin Poirier este probabil cel mai bun striker cu care s-a bătut Khabib. Hai să zicem că e discutabil dacă Conor McGregor sau Dustin este un striker mai bun. Sigur, Conor l-a bătut pe Dustin acum ceva timp, erau mârtani amândoi, dar na, e clar că Dustin a evoluat foarte mult de atunci. Și toată lumea se întreabă după meciul cu Max Holloway dacă, bă, Dustin este într-adevăr un striker îndeajuns de bun încât să-l bată pe Khabib. Sigur, nu se știe dacă... Că e clar că pe stand-up îl bate. Sau, nu neapărat clar, dar e destul de, cum să zic, nu mi se pare un meci strâns dacă stau doar în picioare. Dacă face kickboxing Dustin cu Khabib, nu e nici măcar competitiv. Cu asta suntem de acord. În schimb, în MMA, striking-ul e diferit. În primul rând că sunt mânușile mai mici, în al doilea rând că întotdeauna ai în spate frica de takedown. Că de asta așa a luat-o și Conor McGregor de la Khabib. Nu poți să ții gardă cum trebuie, nu poți să ții mâinile cum vrei tu, pentru că întotdeauna te ferești, te sperie gândul că poate să intre la picioare și să te călărească și să n-ai cum să scapi, pentru că n-ai cum să scapi. Și atunci te gândești ce faci și, again, se pune problema. Poate Dustin să reziste takedown-ului, poate Dustin să se ridice dacă este dus la pământ,
are Dustin destul de energie în el încât să reziste rundele, toate rundele cu ăsta și eventual, nu știu, să facă vreun miracol pe final. Astea sunt întrebări la care trebuie să te gândești. Din perspectiva mea, meciul o să meargă în felul următor. Dustin nu o să poată să-i oprească takedown-ul lui Khabib. Khabib o să-l pună la pământ în prima rundă. Nici măcar nu cred că o să prindă jumatea primei runde în picioare. O să-l ducă la pământ, o să-l călărească as usual. Nu o să-l termine. Sau, na, cine știe, dar posibil să nu-l termine. Îl bate un pic la asta și practic miza... Mi se pare că miza aici, pe lângă, ok, posibilitatea de one-shot knockout, deși, mă rog, Dustin nu prea are knockout power-ul ăla extraordinar, adică e un striker bun, dar nu am văzut niciodată să distrugă pe cineva dintr-un pumn. Și apoi, miza este, după ce o să fie călărit câteva runde, dacă în ultimele două runde poate să-și revină și să îl bată pe striking foarte, foarte rău încât să nu știu, eventual să dau un knockout, să something. Pentru că... De ce îți dai ochii peste cap, mă, dă? Nu. Bine, hai că și-a dat, mă, dă-ochi. Mi se părea că vrei să te oprești și de asta. Da, deci pronosticul meu, da, este că nu Dustin o să reușească să-l oprească pe Khabib. Khabib o să fie 28-0 și cam aia e, man. Adică ar fi un miracol. Ar fi un miracol, cu adevărat un miracol să câștige Dustin și să câștige, mă rog, înțelegeți voi. Ăsta a fost Casual Friday Podcast. Mulțumesc, Mădălina. Plăcere. Spune la revedere. La revedere. La revedere. Peace.